Bună ziua, dragi fecioare, și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce vă așteaptă pe voi în luna decembrie. Vom începe cu predicțiile generale, după care vom trece la iubire și carieră, să vedem ce vă așteaptă pe voi. Două secunde, așa. Să vedem ce vă așteaptă pe voi. Previziuni generale. Este o lună în care foarte mulți dintre voi veți fi foarte preocupați de muzică. Dacă aveți un hobby legat de muzică, s-ar putea să găsiți metode de a monetiza acest hobby sau efectiv de a ieși mai mult în față și vă vede o persoană care vă poate promova pe mai departe, ceea ce înseamnă că voi veți avea mai multă vizibilitate. Dacă voi doar vă gândiți să vă ocupați cumva de muzică, nu știu, indiferent că faceți versuri sau compuneți sau ce, doamne iartă, mă faceți voi și nu știți sigur dacă să veniți în față sau nu, încercați să faceți pași pentru a fi văzuți, pentru că pentru voi se va dovedi a fi un domeniu care vă va aduce foarte bunăstare. În primul rând, sufletească, cred că va fi bunăstare și materială, doar că este nevoie de puțin timp și este nevoie ca voi doar să începeți, să nu vă preocupați acum decât o să câștigați voi peste 5 ani, pentru că nu are niciun sens. Voi axați-vă pe acest moment, axați-vă pe ceea ce simțiți atunci când vă ocupați de muzică, când faceți efectiv ceea ce faceți voi și restul va veni de la sine. Da. Deci, efectiv, dacă voi ați suferit o cădere în viață, efectiv, chestia asta cu muzica pe voi vă ridică din nou și vă arată că, practic, fortuna din viața voastră s-a cam dus. Deja ce a fost mai greu a trecut, acum voi trebuie doar să alegeți, să faceți pași pentru a fi văzuți. De asemenea, dacă în viața voastră, în ultimele, cred că pentru cineva aici e vorba de 2 luni, dar pentru alții se poate duce până la 5-6 luni. Dacă lunile acestea au murit persoane care v-au fost dragi, dar încă sunteți foarte afectați din cauza aceasta, trebuie să știți că aceste rude, aceste persoane, acești prieteni, ce sunt pentru dumneavoastră? Pentru că pentru fiecare va fi diferit, să știți că sunt alături de voi chiar dacă voi nu puteți vedea acest lucru. Este nevoie ca voi să începeți să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mult mai largă. De asemenea, ar fi bine pentru voi dacă ați citit cartea Matei, Vorbește-mi despre Rai, de Suzanne Ward. Găsiți cartea la librării, o persoană a luat-o de la Alexandria, dar voi puteți găsi și la Cărturești și la Libris, cred că o găsiți și cam în toate librăriile. Bun, mai ales cele care au secțiune specială pentru spiritualitate. Bun, este foarte important ca voi să nu vă axați luna asta pe numere, nu vă axați pe câte vizualizări aveți, nu vă axați pe câți oameni v-au ascultat, nu vă axați pe câți oameni revin asupra ceea ce faceți voi. Nu, axați-vă doar pe a crea, nu vă stresați legat de numere, pentru că voi o să aveți tendința să rămâneți blocați în numere și să nu mai faceți absolut nimic în afară de asta. Încercați să petreceți timp în natură și trebuie să știți că pot interveni în această lună niște călătorii un pic neprevăzute pentru voi. Călătoriile ar fi cam în ultimele zile din acest an, respectiv chiar primele din anul următor, dar vor fi niște călătorii reușite pe care voi trebuie să le faceți. Bun, să vedem pe mai departe. Este momentul ca voi să vă axați pe respectul de sine, să gândiți lucrurile foarte clar și să eliberați anxietatea. Nu este cazul ca voi să rămâneți ancorați în anxietate, pentru că nu vă ajută cu absolut nimic. Este foarte important de asemenea pentru voi să vă examinați integritatea, dacă reușiți să vă țineți de ceea ce promiteți și ceea ce aveți de gând să faceți. Și trebuie să știți că prin meditații voi puteți găsi foarte multe răspunsuri de care aveți nevoie, doar permiteți-vă să și meditați. Atenție un pic la sănătate în această lună, pentru că veți avea tendință să faceți niște excese care se vor resimți imediat pe corpul vostru. Aici nu este vorba de exces de mâncare care duce la îngrășat, aici este vorba de exces de mâncare care poate duce la stări de rău și atunci trebuie să aveți grijă. Încercați de asemenea, dacă totuși faceți aceste excese, să nu vă învinovățiți pentru ele, pentru că voi puteți avea o tendință în care voi mâncați, după voi învinuiți că ați mâncat și după aveți stările de rău și asta poate să vă producă vouă de fapt stările de rău pe care le aveți. E un mesaj foarte specific, știu, dar este pentru cineva de aici cu siguranță.
De asemenea, este foarte important ca voi să începeți să vă axați mai mult pe încrederea în forțele proprii, în ceea ce puteți voi obține și să aveți încredere să faceți pașii, pentru că voi sunteți persoane care sunteți destul de atrăgătoare, sunteți persoane care atrageți atenția, atrageți oamenii în jurul vostru, deci dacă vreți să realizați ceva în legătură cu o relație, dacă vreți să începeți sau să reluați o relație, este bine să aveți încredere în voi înainte să faceți un pas. Pentru că dacă voi faceți un pas și nu sunteți siguri că aveți potențialul de a obține un da, voi n-aveți cum să obțineți un da. Pentru că voi vă programați mental să faceți lucrurile în așa fel încât să primiți un nu. Deci atenție foarte mare la gândurile voastre înainte de a face un pas față de cineva. Faceți pași atunci când vă simțiți bine, faceți pași atunci când vă simțiți încrezători, faceți pași atunci când este ok pentru voi să faceți. Bun. Acum vom vedea cu chakrele. Opa. Din nou stima de sine. Deci, da, încă o dată, atenție la stima de sine în această lună. Veți avea tendința să începeți să vă măsurați tot mai mult succesul pe baza reușitelor financiare. Nu mai faceți chestia asta pentru că nu e o lună potrivită pentru asta. Așteptați un an, doi și după, da, puteți face asta pentru că, într-adevăr, o să aveți mai mult ce să măsurați. Dar nu acum, nu în această lună, nu de data asta. Deci, amânați un pic momentul analizării succesului pentru că riscați să vă duceți singuri în depresie doar pentru că apucă pe voi să vă supărați și n-aveați motiv și căutați singur motiv și o să-l găsiți. Dar dacă lăsați analiza asta anul ăsta și vă puneți să analizați fie peste un an, fie peste doi, atunci deja vor fi mai multe rezultate, vor fi mai multe lucruri de care voi să fiți mulțumiți și deja perspectiva voastră se va schimba foarte mult. Momentan, singura cerință de la Univers pentru voi este să rămâneți ancorați în prezent și să vă bucurați ca un copil de această lună. Încercați să nu vă mai stresați foarte mult, încercați să vă luați lucrurile treptat, încercați să nu vă grăbiți către linia de finish când voi nici nu ați început cursa. Ok. Voi veți avea foarte multă lumină în această lună. Din nou, veți fi persoane atrăgătoare, atrageți persoane, atrageți atenția publicului. Nu e nevoie de stres din partea voastră pentru asta. Rezultatele materiale vor veni, dar vor veni după luna decembrie. Un pic de răbdare cu ele. Nu trebuie să vă mai agitați atâta. Luați-o un pic mai ușor, pentru că după luna decembrie aveți foarte multe rezultate financiare și este nevoie ca voi să înțelegeți și de asta eu vă tot repet că vor fi. Aveți încredere că vor fi, dar nu vă axați acum că nu stau lucrurile exact așa cum ați visat voi să fie, nu știu, peste 10 ani. N-au cum să stea acum așa cum voi doriți să fie ele peste 10 ani. Deci aveți răbdare cu voi, aveți răbdare cu procesul, aveți răbdare cu universul și răbdarea vă va fi într-adevăr răsplătită. De asemenea, voi veți avea destul de multe intuiții în această lună care vă vor atrage foarte mult atenția asupra modului în care voi percepeți lucrurile, pentru că aveți tendința să percepeți oamenii și energia oamenilor foarte bine și foarte exact și foarte concret, dar este nevoie de partea voastră să folosiți această energie și pe voi. Pentru că e ca și cum voi înțelegeți pe toată lumea, ascultați pe toată lumea, vă axați pe toată lumea, dar nu vă înțelegeți pe voi. Și în momentul în care asta se întâmplă, apar tot felul de crize în viața voastră și în acel moment lucrurile o ia la vale. Pentru că dacă voi începeți să înțelegeți procesul ăsta, după atingerea obiectivelor pentru voi este mult mai ușoară, pentru că știți exact unde sunt slăbiciunile voastre. Voi, chiar dacă în general considerați că vă cunoașteți destul de bine, atenție foarte mare, pentru că există anumite aspecte pe care voi efectiv le tratați cu indiferență legate de voi și dacă ar fi vorba de alte persoane, nu le-ați trata așa. Dar cu siguranță o să ajungeți să realizați mai multe despre asta luna asta, da? Deci calm, așa. Nu știu ce se întâmplă acum astăzi, dar când am început să fac zodiile pentru prima parte de zodii,
până la rac, cred că am făcut, și, și simțeam pe măsură ce înaintam oboseala destul de mare. Acum că m-am apucat de a doua parte din zodiac, deja încep să mă simt foarte energică și foarte plină de viață și foarte plină de vitalitate. Deci măcar pentru a doua parte a horoscopului va fi energie un pic mai bună. Văd energie, simt energia destul de bună și o simt cu totul diferit față de cum am resimțit, pardon, cum am resimțit-o pentru prima parte de zodii. Lucrând cu clairsentience, nu știu cum să zic, mă rog, simțirile de energie, cum fluctuează, e un pic greu, mai ales când vine vorba de zodii și trec de la o zodie la alta, dar pe parte de energie pozitivă se simte extraordinar de bine. Bun. Așa, să revenim la ele noastre. Pe parte de iubire, văd că voi aveți de gând să lăsați o situație dificilă din trecut cu o persoană cu care ați mai avut de-a face, pentru că ori sunteți într-o relație, ori imediat veți începe o relație, pentru că văd destul de multe reconcilieri, văd destul de multe situații în care persoanele efectiv aleg să se împace cu persoane din trecut. Poate să fie și din cauza transformărilor, care au loc, poate să fie și din cauza faptului că se apropie Crăciunul, dar indiferent de motiv, aici văd dorința de a lăsa bagajele din urmă, acolo unde le este locul, și anume în urmă, și dorința de a avea un nou început cu cineva cu care voi trebuia să-l aveți acum ceva vreme. Bine, pentru fiecare va fi diferit, pentru alții va fi vorba de o lună, pentru alții va fi vorba de ani de zile, dar văd o revenire din partea voastră către acea persoană. Deci nu văd neapărat că vine cineva către voi, vă văd pe voi că veniți către acea persoană. Acea persoană este o persoană foarte intuitivă, indiferent de cine este vorba aici. De ce? Pentru că este reprezentată de Marea Preoteasă. Această persoană intuiește faptul că voi încă vă gândiți la ceea ce ați avut și ceea ce se putea construi. Persoana încă se gândește la voi, dar e mai mult, nu e chestia că neapărat se gândește la voi în același fel în care vă gândiți și voi, este mai degrabă în sensul în care simte energia voastră atunci când vă gândiți la ea. Iar dacă această persoană nu face nimic, voi trebuie să știți că această persoană simte când voi vă gândiți, și aici consider că amândoi aveți vise, unul cu celălalt. Această persoană are vise care spune foarte clar, ok, o să, practic dumneavoastră spuneți în vis, ok, o să vin către tine, ok, o să fac cu tare, o să fac cu tare, o să fac cu tare, iar această persoană preia aceste vise și știe la ce să se aștepte în continuare de la voi. Deci, oricât de secretoși ați fi voi cu această persoană, chiar dacă nu există contact sau chiar dacă există, nu prea aveți ce să-i ascundeți acestei persoane, indiferent că vorbiți sau nu vorbiți, sau vă vedeți sau nu vă vedeți, asta prea puțin contează. Este o persoană extrem de intuitivă și legătura dintre voi este foarte profundă. De aceea, pentru această persoană este mult mai ușor să vă vadă stările și să vă perceapă energia și de la distanță și fără să vă vadă și fără să mă știe absolut nimic de voi. Este pur și simplu o energie pe care această persoană nu poate decât să o simtă, și nu e neapărat că întotdeauna își dorește să o simtă, pur și simplu se întâmplă. Ca și respiratul, ca și clipitul, se întâmplă chestii de genul. Bun. Acum, trecând mai departe, aici aș putea să zic că pe voi, într-adevăr, vă văd că doriți să mergeți către această persoană, să faceți pași către această persoană, dar sentimentele voastre, faptul că voi nu vă simțiți neapărat echilibrați în interiorul vostru, asta vă cam încetinește și vă cam împiedică să progresați. În cele din urmă, aici consider că va fi o reconciliere pentru cei care sunt singuri, o avansare în relație pentru cei care sunt împreună, dar va fi o avansare greoaie, o lentă, și s-ar putea ca voi să începeți să... Cine așteaptă avansarea, practic, să fie o persoană care zice, ok, dar tu nu mai faci nimic în situația asta, în relația asta, nu mai avansează lucrurile nici cum, rămânem așa pentru totdeauna. Adică e genul acela de energie, în sensul în care partenerul vostru sau partenera sau ce-o fi simte foarte multă impacientare și dorință de grabă, iar voi pare că nu vă mișcați suficient de repede. Deci, dar în final lucrurile sunt bune, nu sunt negative, doar că no, este o energie un pic conflictuală, o să genereze anumite tensiuni, dar nu este nimic apocaliptic. Deci nu e neapărat ceva care să genereze niște despărțiri care nu mai pot fi remediate sau lucruri de genul. Nu văd energia asta. Pentru muncă, la muncă pe voi vă văd
mulțumiți, în prezent vă simțiți confortabil, dar în aceeași măsură ați intrat într-o zonă de confort și chiar dacă vreți să avansați, este ca și cum voi vă sabotați de unii singuri. Există un superior la actualul vostru loc de muncă care vede chestia asta din voi și nu prea îi convine, vă solicită tot mai multe responsabilități, tocmai pe motivul că voi trebuie să vă faceți o rutină și să vă țineți mai mult de responsabilitățile voastre. Voi vă simțiți legați, vă simțiți ca și cum faceți lucrurile împotriva voinței voastre, simțiți ca și cum sunteți captivi la locul de muncă, dar nu este neapărat cazul. Trebuie să vă aduceți aminte că totuși a fost dorința voastră să vă angajați, a fost dorința voastră să începeți munca, voi ați semnat contractul, nu v-a obligat nimeni. Ok, circumstanțele, dar puteți alege altceva dacă într-adevăr era așa. Voi trebuie să schimbați un pic perspectiva și să nu vă mai vedeți ca niște victime și chiar dacă voi nu sunteți berbeci, trebuie să intrați în energia împăratului. De ce? Pentru că această energie vă va permite să ieșiți din această situație la locul de muncă și să faceți pași concreți spre a deveni antreprenori sau independenți sau orice de această natură. Dar dacă nu aveți această dorință, atunci o persoană din zodia berbecului vă poate ajuta în legătură cu cariera, indiferent că este vorba de un coleg sau poate să fie chiar șeful vostru, de exemplu, o persoană din zodia berbecului. Este foarte important ca voi să țineți cont de această persoană, ok? Și văd că veți avea niște creșteri destul de semnificative aici. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!